Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem un top 7 parfumuri lansate în 2024. V-am povestit despre ele, găsiți mai multe informații în seria cu Le-am testat, acolo unde vorbesc despre parfumurile pe care le testez. Și haideți să începem, pentru că nu vreau să fie un video foarte lung, pentru că ați ales și ați prefera de fapt să postez de 3 ori pe săptămână. O să combin cumva clipurile încât să fie unul mai lung, unul mai scurt, să nu vă plictisiți, să fie diferite și așa mai departe. Haideți să începem cu top 7. Avem un top 7 Libra Flowers and Flames. Și l-am pus pe locul 7 pentru că este un parfum pentru mine mai mult pentru primăvară și vară și mi l-aș lua în perioada caldă. Avem un parfum luminos, fructat, proaspăt și vesel, cu o bază care se duce foarte mult în Libra. Mie îmi plac parfumurile astea, toate, cred că nu e niciunul care să-mi displacă și da. Noutatea asta m-a încântat, mi-a plăcut foarte mult deschiderea vibrantă și veselă și poate că o să ajungă și în colecția mea la un moment dat. Pe locul 6 avem Black Opium Over Red. L-am pus pe locul 6 pentru că îmi place, mi-a plăcut foarte mult deschiderea aceea fructată, siropul acela de cireșe și cumva l-am simțit diferit de alte parfumuri cu cireșe. Nu știu dacă o să ajungă în colecția mea, dar am testat multe și faptul că este în top 7 este mare lucru. Ziceam că nu știu dacă o să intre în colecția mea asta pentru că, eu v-am mai spus, îmi plac multe parfumuri, dar nu pot să le cumpăr pe toate. Dar mi-ar plăcea parfumul, este unul foarte, foarte frumos. Pe locul 5 avem Miss Dior Parfum. Este un parfum diferit de alte parfumuri, de alte flancăre Miss Dior. Și mi-a plăcut foarte mult baza aceea caldă și lemnoasă, dar și deschiderea este una fructată, efervescentă, fructe, flori și baza asta caldă și lemnoasă. Mi-a plăcut că persistă foarte bine și este un parfum destul de versatil, deci da, este în top și este chiar pe locul 5. Pe locul 4 avem Burberry Goddess Intense. Da, este pe locul 4. Chiar dacă este unul pe care l-am și cumpărat din acest top, unul dintre puținele pe care le am din acest top, îl vedeți voi aici. Mi-a plăcut foarte mult la acesta că nu seamănă cu primul. Primul este mai dulce, este vanilat, este mai simplu, dar acesta mi s-a părut un parfum complex. Da, este un parfum care poate fi unisex, pe care eu îl văd purtat de un bărbat cu succes, adică îl văd purtat cu succes de un bărbat, nu pentru un bărbat cu succes, mă rog, înțelegeți voi ce am vrut să spun? Este și dulce, dar nu este atât de dulce ca primul. Mi se pare că miroase a toamnă, mi se pare că miroase a pădure, toamna, a pădure umedă, miroase a ploaie, miroase a frunze uscate și ude. E cumva pământiu, știu că are un patchouli, dar este și vanilat totodată, mi se pare foarte bine echilibrat și de aceea și intrat în colecția mea, chiar dacă, ce să vedeți, nu este pe locul întâi doar pentru că îl am eu. Mie toate îmi plac, mai ales cele 7 din top le-aș vrea pe toate, dar v-am mai spus, nu se poate asta. Pe locul 3 avem Angel Phantasm. Este genul acela de parfum tropical de purtat tot anul. Este un ananas foarte copt, combinat cu cocos, cu vanilie, e dulce, nu îl văd chiar tropicalul acela de vară, decât pentru persoanele ca mine, care pot să poarte și parfumuri foarte dulci vara, deci este un tropical pentru tot anul, e dulce, e
fructat cu un cocos cremos. Îmi place parfumul, poate chiar o să intre în colecția mea la un moment dat. Este diferit de celelalte parfumuri, deși cred că seamănă foarte bine cu unul discontinuat. E foarte bine că l-au readus pentru că era un parfum iubit, nu știu exact cum se numește, dar îmi place și sticla. În general îmi plac parfumurile de la Mugler, adică îmi plac mai multe lansări recente. Mi-a plăcut foarte mult și Alien Hypersense, și el tot un parfum lansat în 2024, dar ceva mai floral. Dar da, este și el un parfum foarte, foarte frumos și chiar nu m-ar deranja să îl am în colecție chiar și pe Hypersense, doar că l-am pus în acest top pe Fantasm pentru că sunt puține parfumuri pe piață cu această combinație interesantă de cocos cu ananas. Da, îmi place foarte mult Fantasm. Pe locul 2 este La Vie Belle L'Elixir, parfumul acela siropos și feminin, cu sirop de zmeură sau lichior de zmeură pe o bază de violetă pudrată. El are și piele în bază, nu zic că se simte foarte bine pielea, nu iese în evidență să-l îngreuneze cumva, dar îi oferă profunzime și nu este doar o bază simplă. Chiar îmi place foarte mult parfumul, am o variantă mică, cea mai mică variantă, fiola aceea, în colecție. Eu nu știu dacă m-ați mai auzit, dar am spus despre el că mi se pare că este varianta tinerească a lui Insolence și chiar așa mi se pare, pentru că are aroma aceea de violetă pe care eu o simt în Insolence, dar este partea fructată, iese mai mult în evidență și îmi place foarte mult combinația asta. Mi se pare un parfum feminin foarte bine echilibrat, partea fructată cu partea florală se combină minunat și pe acesta poate că l-aș lua tot așa într-o variantă mică după ce îl consum, pentru că am multe parfumuri în colecție, dar da, este unul dintre parfumurile de designer care merită un loc în colecție. Și pe locul întâi, ce credeți voi că am pus? Ce credeți voi că am pus? Devotion Intense. Da. Pentru că preferințele mele și pentru că mi-a plăcut ce au făcut cei de la Dolce & Gabbana. Au refăcut Devotion. I-au scos partea aceea din deschidere ceva mai citrică și l-au lăsat așa prăjituros de la început până la sfârșit. L-au făcut dense, l-au făcut nutty. Mie îmi place foarte mult baza lui Devotion, exact aceea prăjituroasă, dar mi se pare mai complet și cu acea deschidere citrică și se duce așa ușor-ușor înspre un parfum prăjituros. Ei bine, ce s-au gândit ei? Hai să facem o variantă pentru perioada rece, pentru că este un parfum pentru perioada rece. Pe Devotion l-aș purta și primăvara, de exemplu, pentru că are deschiderea aceea citrică, dar tot prăjituroasă într-un fel. Dar Devotion Intense mi se pare perfect acum. L-au îmbunătățit. S-au gândit la oamenii care vor doar partea asta prăjituroasă, nu știu, miroase a tort, miroase a brioșă, deci e superb parfumul, este dulce, este perfect pentru persoanele care adoră parfumurile gurmande ca și mine și cu siguranță că până acum poate că am zis ei, hai că îl am pe Devotion și n-are rost să mai iau și varianta cealaltă pentru că cele două seamănă, dar parcă mi l-aș lua și pe Intense. Da, este unul pe care cu siguranță o să-l aduc la un moment dat în colecția mea. Deci, pe locul întâi nici nu avea cum să nu fie un gurmand, pentru că
ce să fac, orice fac, orice port, port eu și parfumuri mai serioase, mai de doamnă. Dar pentru că nu am întotdeauna, de fapt nu am atât de des activități din astea serioase, sau mă refer că nu ies foarte mult la evenimente sau la ocazii din asta care cer un parfum mai serios, mă îndrept foarte mult înspre parfumurile care îmi dau o stare bună, care sunt dulci, care sunt gurmande, și astea mă atrag momentan cel mai mult, deși nu folosesc doar parfumuri gurmande, pentru că dacă folosesc o perioadă numai parfumuri dulci, gurmande, simt nevoia de un floral mai feminin sau de un parfum ceva mai ușor sau de un parfum mai curat. Mi se întâmplă chiar și mie. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, nu uitați de chestia asta pentru că mă ajută foarte mult și asta mă ajută să merg mai departe. Lăsați un like, nu uitați de toate chestiile astea care sunt foarte importante pentru un canal de YouTube. Dacă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă și alăturați grupului de membri. Sunt acolo câteva tipuri de abonament, puteți să îl alegeți pe oricare dintre ele. Mi se pare că pornește de la 4 lei, 5 lei, cam așa ceva pe lună. Și vă aștept și în grupul de membri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!